Și de la Partizan. Subotici. Ciuc. Atinge! Atinge Pietlovici această minge și încă 30 de secunde. Exact pe ultima secundă au aruncat Sârbii la poartă. Ciușković pentru Mandić. Mandić faultat, Tibine Crean. Subotić, Ciuc din nou. E departe de poartă însă acum. Un fault făcut asupra lui Mandić, aruncă pe lângă poartă însă. A căutat inspirat acel fault, după care încercarea de a arunca spre poartă. Ordenii se pot apropia din nou la un gol. Dacă duc la bun sfârșit acest atac, se duce, se demarchează Popoviciu, cere Ciupić, primește Vojislav Ciupić. Aruncă pe colțul scurt Andrei Crețu de această dată și cel de la Partizan încearcă să liniștească această partidă. A încercat să surprindă pe Ristićević cu această minge pe colțul scurt. Subotić. Subotić pentru Ciuc. Gabriel Subotić. Nociuc aruncă. Mingea lovește bara, un noroc orădenii. Un duel acolo între Ciupić și Tomașević. Încearcă să obțină eliminare Vojislav Ciupić. Pe cealaltă parte, în partea stângă, e Tibine Grean, mingea merge la Crețu. Crețu pentru Popoviciu. Popoviciu. Tibine Grean. Faul făcut acolo de Ciușković. Tibine Grean minge care va fi repusă din colțul bazinului. Haume Teixeiro. Spune că balonul aparține orădenilor. Foarte nervos Vladimir Vujadinović. Încă 30 de secunde de atac pentru orădeni. Faul făcut de Dedović. Mihnea Chiovianu. Faul în atac. Mandić. Au un plus pe mișcare pentru sârbi. Se le trage greu. Mihnea Chiovianu vine să se apere acum la Mandić. S-au refăcut perechile în apărare. Ciușković. Aruncă Ciușković. Însă niciun fel de problemă pentru Gojko Pietlović. Și evident, un fault al lui Tomașević. Timp de odihnă solicitat imediat de către Dorin Costrăș. Tomașević. Faul făcut la Ciupić. E a treia eliminare pentru Tomașević. Eliminat definitiv. Luptă pe viață și pe moarte. Încă mai speră orădenii 1 minut și 52 de secunde până la finalul meciului. Dacă vor reuși să înscrie la această fază, ar mai rămâne 1 minut și jumătate de disputat până la final, un singur gol de recuperat. Totul depinde dacă la această fază ofensivă cu om în plus, orădenii vor reuși să înscrie. Veste bună pentru poloul românesc, pentru poloul orădean. Cel mai titrat arbitru orădeanul Adrian Alexandrescu a fost nominalizat de Len printre arbitrii care vor oficia la turneul final al campionatului european de la Budapesta. Ciupić. Kadar Kalman pentru Popoviciu. Nu aruncă Popoviciu. Ciupić. Vine lângă el Nicu Diaconu. Ciupić se duce în 2 metri. Popoviciu. Nu aruncă. Tibine Grean. Ciupić. Popoviciu. Grean, Kadar Kalman pe colțul scurt. Kadar Kalman putea alege o variantă mai bună.
Însă exact pe direcția portarului și acum Rakov. Rakov aruncă însă peste poartă, atinge mingea. Din păcate pentru Orden Gojko Pietlović. 1 minut și 11 secunde până la final, 30 de secunde de atac pentru cei de la Partizan. Un meci frumos, un meci care ne-a ținut cu sufletul la gură până la final. Puteau înscrie orădenii prin Kadar Kalman și ultimele 60 de secunde erau extrem de încinse. Acum cei de la Partizan pot pierde posesia. Sunt două goluri de recuperat, extrem de greu în acest moment. Vico pierde mingea și orădenii pleacă pe contraatac. Sunt la cronometru Pietlović. Kalman. Kalman mai înaintează câțiva metri, se uită la coechipier, pleacă Tibi Negrean, faul făcut de Dedović. Kalman pentru Tibi Negrean. Nou Kalman. Popoviciu. Kalman aruncă mingea, lovește bara. Și totul s-a terminat pentru Oradeni, 20 de secunde rămase. Se scurg secundele, nimeni nu mai atacă. Sunt mulțumiți jucătorii de la Partizan cu acest rezultat. Oradeni au încercat să facă un meci bun, au reușit în partea a doua lui. Din păcate pentru ei, acel 7-2 până la pauza mare a fost contat decisiv. Se încheie așadar partida pentru Oradea. Înfrângere aici la Oradea în fața celor de la Partizan Belgrad, 9-7. Următorul meci pentru formația oradeană va avea loc pe data de 9 aprilie în deplasare la Brescia, pentru că ultima partidă în fața propriilor suporteri va fi pe 3 mai împotriva celor de la Wasserfreunde Spandau 04 Berlin. Eu sunt Vlad Sturz și numele întregii echipe Digisport Oradea vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe frecvențele Digisport. Toate cele bune!